Deci nu era mama ta? Vezi că am ajuns la doctor. Nu, că mă gândeam ce să fac. Ce vrei? Tu te bă de aici de prost. Sunt proști. Ia stai că chiar mă cert acum. Păi da, stau cu minte. Mamă, cât de mult ții pe ăsta. Vai de capul meu. Deci nu știu, cred că omul din spatele meu are o problemă că merge... Că merg eu mai încet, înțelegi? Și că merg eu mai încet... Băi! Că merg eu mai încet, înțelegi? Și că merg eu mai încet... Mamă, cât de mult ții pe ăsta. Vai de capul meu. Deci nu știu, cred că omul din spatele meu are o problemă că merge... Că merg eu mai încet, înțelegi? Și că merg eu mai încet... Băi! Dar ce s-a întâmplat? Că pune-l mai frână în față! Asta seara, știu că s-a întâmplat ceva. Da, da, stai că sunt la poliție. Da, sun. Merge camera, nu? A dat un om, mi-a dat un om un pumn în cap. Sunt până în Arcul de Triunf, cum veniți din Crângaș. Sunt pe Bulevardul Marșal Alexandru Averescu 42. Da. Da. Da, am fost agresat. Poftim? Da. Stai un pic, îl ridic eu. 17 ani. Ești panarul, o să doară mamă. Da. Bună ziua! Stai aici! Un om mi-a dat un pumn în cap. Că mergeam prea încet. M-a lovit un om de pe stradă pentru că mergeam, cred că, prea încet cu motocicleta. Poftim? Nu, a plecat cu mașina, a fugit. A plecat cu mașina. Puteți spune numărul de matriculare al mașinii care v-a luat? Bineînțeles. Da, am și filmare. Da, imediat, stați un pic. Da, eu eram pe motocicletă, mergeam încet și mi-a dat un pumn în cap. S-a dat jos din mașină și mi-a dat un pumn în cap. Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Nu, sunt bine.
Da, s-a întâmplat și asta. Mi-a dat un om un pumn în cap că mergeam prea încet. Și acum mergem spre secția de poliție să depun plângere. Nu știu, cred că e și strâmb un pic ghidonul, mi se pare. Da, toată partea asta cred că e strâmbă. M-a căzut pe dreapta, motorul nu cred că are nimic în afară de asta că e un pic strâmb ghidonul pe partea stângă, că m-a dat jos de pe el. Buza mea cred că e spartă. Buza spartă, am buza umflată un pic. Mi s-a strâmbat și schimbătorul. Mă doare buza. Un pic șoldul în stânga. Am supărat rău de tot că mergeam încet, că și aveam unde să mă duc după. Doamne, ceapa mă stiu, oameni. Nici nu știu, adică nici nu pot să zic că sunt nervos sau trist sau așa. Simt că doar mă doare buz, singurul lucru care mă deranjează. Așa, da, deci am stat să fac dosar cu nu știu ce. Eu având 17 ani trebuie cu un părinte și am venit cu mama și acum mă duc la un spital, cred, în care să într-un fel declar ce mi s-a întâmplat. Că mi-a spart buza și că mă doare așa, fundul spre șold. Nu știu, sper să fie bine. Eu sunt în regulă, adică trăiesc. Și la daune la motocicletă, dar nu știu, am impresia că e ghidonul strâmb, oricum schimbătorul stânga e îndoit și cred că și suportul de scăriță. Da, zgâriat carenă, oglindă, cred că oglinda asta nici nu mai stă dreaptă. Da, e ok. Eu nici nu țin aminte cum arată acel om. Noroc că am filmat și am această filmare, că altfel nu știu ce se putea întâmpla fără. Nici nu știam să-i spun numărul atunci când a plecat de la locul accidentului, de asta și-a oprit filmarea, să pot să-i spun polițiștilor numărul de imatriculare, că eu habar n-aveam, n-am realizat deloc. Vă recomand și vouă să filmați, pentru că sunt foarte mulți oameni frustrați, care au o zi grea, poate, sau sunt oameni care își fac dreptate singuri, sau foarte multe persoane de genul care rezolvă orice problemă prin violență sau oameni proști în general. Așa că vă încurajez să filmați, filmați orice, dați de orice tip de persoană, filmați, să vă asigurați și la poliție că o să fie bine și că n-aveți voi probleme mai târziu, tot fiind voi o victimă, să mai aveți probleme și în plus, că nu poți să-ți iei banii pe motocicletă sau pe daune sau pe daune morale. Eu nu am avut noroc să zic că nu m-am pis mai mult să-mi crape motorul, spărturi, chestii, nu mai puteam să merg cu motocicleta și motocicleta mea pentru mine este un obiect foarte necesar, e un lucru necesar pentru viața mea de zi cu zi. Eu cu motocicleta mă duc la școală, îmi fac treburile, muncesc cu ea și pot să aduc conținut pe YouTube sau orice chestii de gen. Foarte utile și crești pe dori. Eu am un model în care n-am mai mult să-ți e carena decât motorul. Chit că într-un fel tot el plătește dacă primești banii de la el într-un final. Nu știu exact cum funcționează, sper să nu trească să plătesc eu daune sau așa, având în vedere că el mi-a dat un pumn în cască și după a fugit. Zici că suntem în vestul sălbatic. Nu suntem în 2022 unde poți rezolva și cu o vorbă. Mai bine m-ar înjura de 10 ore decât să îmi dea pumn din cap. Totuși, suntem într-un an în care zic și eu că ar trebui să ne dezvoltăm, să fim și noi niște oameni mai buni, să nu rezolvăm chestiile prin violență, nu ajută cu absolut nimic. Da, bănuiesc că mai există și persoane de genul, din nefericire. Cred că rămân fără ambreiaj. Știți cum face maneta? Am terminat și cu spitalul. Să vedem ce se mai întâmplă. Da, acum este următoarea zi. Tot mă dor chestiile alea. Tot motorul meu e reparat sau așa. Dar na, nu se face de pe zi pe alta. Toată lumea și-ar dori, bănuiesc. Nu știu, am stat să mă gândesc aseară și ca o concluzie așa. Eu mă bucur că mi s-a întâmplat mie și nu altora. Și sper că acest videoclip să ajungă viral peste tot, să ajungă. Da, sper să ajungă viral sau așa, să vadă lumea în general de ce oameni poți să dai în societatea asta în 2022 și să fie o învățare de minte, adică să te mai lăsăm din răutate și sper ca voi să vedeți și toată lumea în general să vadă ce oameni există în general. Și da, asta e cam tot. Sper să aveți o zi frumoasă, să nu aveți întâmplări urâte și să fiți fericiți. Baftă! Take a moment right here, feeling like a sound gear.